Vasile Avram, unul dintre candidații la funcția de președinte al FRF, a discutat cu reprezentanții structurilor sportive din trei județe, Argeș, Dâmbovița și Teleorman. Avram a dorit să afle ce probleme au cluburile și ce sugestii ar putea face pentru îmbunătățirea activității fotbalistice. Mi-am prezentat, dacă vreți, programul meu de candidatură și planul național de dezvoltare, planul strategic pe care îl propun în momentul în care voi fi ales președinte al Federației Române de Fotbal. L-am prezentat, am discutat cu reprezentanții care vor vota la adunarea generală din 5 martie. Pe de altă parte, i-am rugat și au completat și un chestionar cu mai multe întrebări, cu probleme, dacă vreți, pe care să mi le transmite și să mă sesizeze ca după o centralizare să pot să-mi completez programul lor cu programul meu de candidatură, cu problemele care au reieșit din discuțiile noastre. Vasile Avram a declarat că nu și-a dorit o campanie bazată pe imagine, așa cum au făcut alți candidați. Acesta a mai spus că nu s-ar fi pus problema unei candidaturi dacă nu ar fi avut șanse reale de a fi ales. În ceea ce privește educația fotbalistică, vom concepe conceperea unui curriculum național. Acest curriculum național va fi ca un ghid, dacă vreți, un ghid către antrenori care va trebui să știe cum să lucreze și cu ce să lucreze, cu echipele lor de copii și juniori pe categorii de vârstă. La alegerile pentru președinția FRF, programate în 5 martie, și-au mai anunțat candidatura președintele Federației Române de Mini-Fotbal, Răzvan Burleanu, foștii fotbaliști Marcel Pușca și Octavian Popescu, precum și fostul internațional Gică Popescu.